25 de ani de Youth Exchange Program, unul dintre cele mai mari și mai de succes programe ale clubului Rotary din toată lumea. Weekendul acesta, Alba Iulia, a fost locul în care tinerii care s-au întors din acest schimb de experiență s-au întâlnit și au împărtășit emoțiile și amintirile unui an în străinătate cu cei care urmează din luna august să exploreze aventura IEP. Anul acesta se aniversează, de fapt, 25 de ani de când Youth Exchange este pe teritoriul României și Republicii Moldova. Și ați ajuns, iată, la un număr destul de impresionant de tineri care au venit în România și sunt deja ambasadorii României în țările de unde provin, iar tinerii care au mers mai departe, au mers în alte țări și s-au întors în România, la fel sunt ambasadorii acelor țări și deja am aflat că unii dintre ei s-au întors în acele țări unde au fost în Youth Exchange. Vă dă oportunitatea să explorați, să vă întindeți aripile, să zburați. Fiecare dintre guvernatori au fost sau că vor fi, fac parte din această echipă, implicit ei sunt unii dintre cei care fac să acest program să funcționeze și să meargă înainte. Așa că și noi vă mulțumim și ne bazăm pe voi în fiecare dintre acțiunile noastre. Rând pe rând, studenții care au petrecut un an de zile în țări precum Statele Unite ale Americii, Brazilia, Mexic sau Argentina au prezentat o parte din momentele memorabile pe care le-au petrecut cu ajutorul programului IEP. Eu am fost un elev de schimb în Mexic, în districtul 4100, în Mazatlán, Sinaloa. Un oraș foarte frumos pe coasta Pacificului și da, acolo mi-am petrecut eu acest an. Districtul meu, unde eram eu, erau foarte puțini studenți de schimb, eram numai 4, dar asta ne-a făcut să ne înțelegem mai bine și încă vorbesc cu italianul și cu târgoaica și cu franceză. Și probabil o să vizitez. Aici este de Paște, mi-au făcut ai mei o surpriză și m-au vizitat și am apucat să facem un Paște românesc în Mexic cu toată familia. Partea mea preferată a fost școala. Nu cred că să mai zic asta vreodată. Dar și mi-a plăcut foarte mult școala. Tot sistemul foarte diferit, profesorii, elevii, adică a fost foarte, foarte, foarte frumos. Pentru mine a fost un an incredibil, a fost un an cu unitate și un an care mi-a schimbat viața. În orașul, eu am fost la jumătate de oră de misi pozitiv, se numea Toruca, și era un oraș puțin mai mare decât București. În orașul meu am fost 17 elevi de schimb din toate părțile lumii și chiar pot să zic că mi-a făcut niște prietenii pe viață. Am și absolvit școala în Mexic, am absolvit liceul, aici nu am fost să-mi dea diploma de absolvire, dar eu am absolvit. Am două diplome de absolvire, o să le-am în 2 ani. Am făcut și petrecerea mea de ziua de naștere, unde au apărut și părinții mei, așa, surpriză, au apărut de ziua mea de naștere. Aceasta este familia mea, mama, Alessandra, bunicii, de Crăciun, o iarnă la 40 de grade, în bikini de Crăciun, nu tare românesc, dar sora mea și Victor Mavi. Wow, a fost o experiență, deci dacă m-am să vorbesc, m-am și de plâns. De o parte, la fratul, a fost cu siguranță excursiile, copiii de schimb, deci o să rămâneam mereu în inima mea, îi ador și iubesc și sper să ne vedem cât de plân. Și am fost așteptată la aeroport de foarte emoționată. M-a așteptat pe una familie care și-a venit foarte mare și a doua și președintele clubului. A fost o surpriză de sămârșită. În cadrul întâlnirii de la Alba Iulia au fost prezenți și tinerii care vor pleca în acest an în schimb de experiență peste ocean. Ei sunt cei care se confruntă cu ceea ce voi ați lăsat în urmă, vor avea și primele emoții, plecați, vizele, prima familie, limba. Dar sunt convinsă că și ei, peste un an, vă rog frumos să-i pozați și să-i filmați și să-i vedeți cum vor arăta peste un an și cum vor vorbi. Și o să fiu elev de schimb în Canada, mai exact în Quebec. Vin din clubul Rotary Lumii cu Vâlcea și urmează să
probabil cea mai frumoasă experiență din viața mea. Și o să mergem cu districtul 4195. Vom merge în Ploaia de Carmel, prin Israel, Catar. Și nu pot să vă zic de câteodată sunt, pentru că atât timp cum am imaginat pe malul Mării, este un vis de al meu de mică, de cum uitam la filme și suport de câteodată să merg. Bună, numele meu este Rebecca, vin din Slatina, voi pleca în Brazilia, o să locuiesc în Canela. Pot să spun doar că sunt foarte emoționată și încântată. Îmi doresc să am un palmic pe balcon, este marina venită din Brazilia. Și sper să fie una frumos și să mă bucur la maxim de el, pentru că mi-am dorit foarte tare să pot să plec și să văd Brazilia și cred că minunile sunt din ce în ce mai eu sunt Tea, vin din Slatina, plec în state, o să merg în California. Eu n-am emoții, doar aștept să plec și sunt sponsorizată de Rotary Slatina. La finalul evenimentului, o elevă care deja a experimentat acest schimb internațional a înmânat primul pin uneia dintre tinerele care urmează să meargă în Statele Unite ale Americii pentru un an de zile. Când am plecat în schimb, am primit o insignie de la cei care au fost înainte, statul lor, și aș vrea să-ți dau și eu prima pe care o primești de la un alt de schimb, să-mi și bun, să-mi și bun. Statul în care am fost eu, Arkansas, care este statul natural al statelor dintre noi.